Salutare, băi băieți, da, nu mă întrebați ce fac cu BMW-ul ăsta, l-am furat un pic, cred că s-a vândut mai mult cu fratele meu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am zis că... Da, mai bine n-ascult radio-ul ăsta. Și... Mergem astăzi, repede. Și vom sparge, cred că o casă, primim niște informații că aici este aur, este de toate, brățări, un alta. Și da, vă aștept pe serverul o întâmplă rol pe gaz. Deci, hai să începem, ne punem aici, aici, cred că e locația. Cam pe aici. Hai să mergem repede, să nu ne vadă nimeni. Nu mă întrebați de mașină, am furat-o, frate, nu. Aici, haide. De acolo, de. Da, din cazul ploii nu se mai vede nimic, dar fac eu cu gura, adică nu e o problemă. Ia, uleu. Ce s-a zis? La casa asta, da? Păi, cred că e garda, mă. Cred că e garda. Sau? O să mă pun un pic pe aici, la... Când noroc să am, Tante frate. Mărioara, de ce aici, da? Tot casa asta, bine. Când noroc să am, băi. Doamne, în genunchi. Aoleu. Hai, cad. Aoleu, ce-am făcut, domnul? N-am făcut nimic, domnul. N-am făcut să moară familia mea. Ce s-a întâmplat, domnul? A, băi, ce faceți aici? Încercam și eu să pot florile din casă. Mamă, geamul spart. Încă nu e o spart. Acum ai. Ia uite, domnul. Stai pe loc. Ce Eu să sunt știm? conjurat. Cine ce? Oh. Mai lăsat Cine acum, se hai. este oh, Mai conjurat? lăsat sus acum, hai. Eu sunt conjurat. Aoleu. Cu Cine ce vine sunteți, până mă? aici? Cu ce vine până aici, domnul? Cu parașuta. Cu mașina în față. Mai colegi în mașină? Mai am vreo 12-13 pe oraș. Da. Stai, liniștit, că nu se mai ai. Au. Mai Ce văzut? ai căutat aici? Păi, am primit un apel că sparge casa. Din păcate nu prea ți-ai ales persoana potrivită. Cam deloc. A, mă, ridică-te! Colegi, stați, vă rog, unul afară să vedeți dacă și-o chemat. Nu putem rezolva altfel. Stai, tu liniștit, că dacă te-ai luat de omul meu... Ce omul tău, mă, nebunul? Nimeni te cunosc, cine dracu sunteți voi? Azi e domnul Domnul, polițist, mai șmecher. din păcate o să afli mai târziu cine suntem. Ia dă-te mai încolo. Ia plecați un pic mai încolo toți. Ține, te rog, Dacă mâinile sus tot în permanent. Ați venit să mă salvați, ia traște. Dumnezeu tău. Dacă tot ați zis că vreți să mă luați, haideți. Împușcați în cap, tăi. Stai puțin, stai puțin, du-te te rog pe marginea apei, poate facem și o baie eventual, să nu rămâi pe aici. E perfect, du-te te rog pe marginea apei. Ma, ce uiți la partea Ultima dorință. mâinii? Cine să Da, știa, mă? da, ți-ai pus-o. Am înțeles. Am care împiniță mai încolo, mă. Eu trebuie Dar să eu am stau să vă încercat. învăț. Dar l-am Împiniță pus mai pe încolo. marginea apei, dar... Da, Mai mai... încolo, mai încolo, mai încolo un pic. Luați-l unul de un picior, că eu erau de cap. Am înțeles, hai că... am... Sparzele. Mai am și o întrebare, ăla care m-a salvat. Cu albul. Negrulei! Eu sunt alb și negru în același timp. Nu e o problemă, cine ești? Sunt cam multe de zis, domn. Păi... Dar... Nu e un loc Am înțeles. propice pentru... Păi și atunci ce Asta facem? e... Mai Asta e mașina ta? E furată, nu... Da, atunci las aici. Păi și unde merem? Unde merem, mă, nebunule? Te duc într-o locație. Am înțeles. Te cam joacă Dumnezeu cu noi.
Da. Mare, mare Dumnezeu. Masă, moră. Ce-a fi cu mă, l-a avut aghiu pe el sau ce treacă a avut? Bă, m-a trăsnit Dumnezeu să mor. Am înțeles. Și la cine urcă mașină, bă, ăla, dacă tot ai venit? Vinul la mine aici în mașină. Mamă, pare frică. Luneta, mă. Ia să nu pe mână, că nu știu, cred că omul a strigat ceva înainte, cred că a avut o veste de aia, știi, pe el. Stați în spatele meu, vă rog. Haide, na, dacă nu știu, dacă vrei să pleci, eu știu. Am înțeles. Ma. Hai că... Vezi că am fugit amândoi din mașină, nu... Da, știu, știu. Mă, ce fugi din mașină? Am scaun cu parașută invizibil. Masa, moră. Ce treacu, mă, mă doare genunchi pe acolo, e. Vezi, du-te mai încet, că, na. Am... Da, stai un pic, cred că o luăm mai bine pe jos, adică... Pa, hai pe jos, hai pe jos, dacă... Sper că te țin picioarele, nu? Hai la casă de aici cu... Ce casă? Băi, băiatule, nu mai bine mi-explici tu mie aici ce se întâmplă, ea în spatele casa asta? Păi, da, casa o dețin eu. Păi, haide. Dacă... ai înțeles, te ții. Păi și atunci ce... Stai că... Am, mă, sub umbrelă pe aici. Mamă, mi s-a uscat chelie. No, zi. Ce vrei de domnul, mine? După cum cred că ți-ai dat cumva seama, suntem niște persoane mai importante reunite într-un grup. Da, ce înseamnă? Ce vreți de la mine? De ce m-ați luat? Sau, mă rog, de ce m-ați salvat? Asta ar însemna să vă fiu dator, adică... Nu știu ce să zic, domnul, legătură cu datoria, dar... Datorie? Nu-i neapărat o datorie, domnul, dar v-am urmărit puțin pentru că... Că ce? Cred că mai bine vă arăt direct. Arată. Vezi aici pe telefon? Fata? Ce cu el? Ce? Nu-l cunosc, domnul. Băi, mi l-a arătat pe fratele meu, mă. Asta-i și ideea. Păi, din păcate... Nu-l recunosc. Cine-i? Este fratele tău, e sânge din sângele tău. Ce-s frate, mă, ești nebun, e... Mai nu, lasă-mă de aici, mă, nu... Domnul... Nu pot să accept așa ceva, mă, eu... Ce, de unde știi că e fratele meu? Ce, cine ești? Spune și mie cine ești. Sunt lider la o grupare care, din păcate, vă vrea ajutorul. Sau din fericire, ce ajutorul? Ce grupare? Ce sunteți voi, mafios sau ce sunteți? Nu m-a fiți, domnul, suntem oameni buni, cum ar veni. Oameni buni. Observ. Informația asta o avem, vă dați seama dacă v-am găsit pe dumneavoastră acolo în gaură de șarpe. Păi știu că mă... Și bine, ce vreți de la mine de acum încolo? L-am văzut că l-am murit pe polițist, aveți arme la voi, ce se întâmplă? Se întâmplă bum 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 bum. Da, domnul, vezi că nu prea te mai aud. Bum bum. Na, bine atunci. Și atunci, ce facem? Bate palma sau? Domnul, poți să batem palma dacă doriți. Vrem să-l găsim pe această... Pe acest frate al dumneavoastră. Pe unde să-l mai găsești? Că nu e mormântat, e mort. Sau ce cu el? Nu știu. Păi asta e ideea, că el nu prea este mort. Băi, nu... Stați puțin, domnul, că deja mă ia cap. Am înțeles, stresul meu, dar nu știu. Opa! Așa discută mai bine. Mai bat-mă palmă și atunci ne auzim. Și cum vă găsesc eu? O să vă luăm în custodia noastră un timp. Cât de mult timp? Nu știu, o seară, două, o să vii la noi, o să te îmbrăcăm, o să-ți dăm de mâncare, o să te simți ca... Păi nu, că de îmbrăcat trebuie să îmbrăcăm, nu trebuie să mă mai îmbraci tu. De îmbrăcat nu trebuie să mă mai îmbraci. Da, o să vă luăm, o să stați puțin la noi o perioadă. O să vă facem o recunoaștere așa de după mulți păi ani. Și eu de unde sunt sigur că încă fratul meu mai trăiește, sau pe aici, sau pe unde, mă, că vrei la Dumnezeu dacă te știi pe unde îi. Domnul trăiește, dar din păcate nu știm pe unde. Mm-hmm. Okay. De asta v-am
solicitat. Dacă vrei, uite, dacă vrei poți să ți-ați ție casa asta, casa asta o am aici de mult timp. Dacă vrei poți să te las pe tine aici sau dacă vrei poți să vii să stai cu noi dacă te simți în pericol. Nu știu ce va fi, adică, na, cred că nu știu ce voi face. Eu cred că o să merg la mormântare, la polițist. Bine, atunci hai că mai vorbim, na, ce zic? Eu mă duc în casă să dorm puțin. Atunci las-o 2-3 minute să îmi iau un pic vorbele astea, știi? Bine, bun. Vă aștept în spatele casei. Bun. Bă, băieți, l-a găsit pe fratele meu. I-am zis că poate e mort în gândul meu, poate cine știe ce îi, dar uite că nu îi deloc, adică el încă trăiește și omul ăsta are informații despre el. Sau și el îl caută, poate să-l și omoare. Nu știu ce să fac. Acum voi pune... Nu mă duc pe încredere, n-am ce face. Mai bine, poate, dacă tot am venit aici în oraș, să-l tot găsesc, nu? Bă, dacă v-a plăcut acest episod, un pic cu de toate, n-am ce face. Da, ați văzut și pe ce îi. Am încercat să-l fac cu totul. Vă, să nu uitați de butonul de like și dacă ești nou, subscribe. Pa, pa, ne auzim la următorul episod. Ciao!